mult pentru prezență. Vreau să vă spunem că comuniștii au practicat afaceri ilicite, nu doar în perioada în care se aflau la guvernare, ci și cu mult timp înaintea acesteia. Cazurile Calea Ferată, Cacul Giurgiulești, Memorialul Eternitate, Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Cui, tronsonul de cale ferată Ghetuia Reni, despre care s-a vorbit foarte puțin, zona de agrement Doina de municipiul Chișinău Vechiul, dar și noul sediu al PCRM, în valoare de 10 milioane de euro, orașul vinului din orașul Codru, municipiul Chișinău, sau cel mai recent scandal, cartierul din strada Ciocârlia, municipiul Chișinău, cu cele 2 hectare de terenuri privatizate ilicit. Sunt doar câteva din cele mai răsunătoare și dubioase afaceri derulate de oameni sau firme apropiate PCRM-ului. Numai în afacerea cartierul Ciocârlia au fost implicate consecutiv 5 firme, firme înrudite, firme căpușe, numiți-le cum vreți. Este vorba de Mold Construct Market, Metal Market, Comunicații Service, Comunicații Comfort și, desigur, bine cunoscuta firmă Biotex.com a juniorului Voronin, care pentru a camufla frauda și a-și ascunde averile a împărțit și reîmpărțit cartierul Ciocârlia celor 5 firme înrudite. Această firmă mamă Biotex.com, care s-a extins ca o metastază prin toată Republica, care o găsim implicată în mai multe afaceri. Agenția de stat Mold Silva a trebuit în mod defectuos în arendă terenuri forestiere SRL Biotex.com. Este vorba de pădurea de la Țigancă și Rotundă, taionul orhiei 700 de hectare și 1266 de hectare, deci, de pădure la Geamăna, luate pentru un preț derizoriu, deci 23 de lei, iar prețul anual 315 de lei. S-au îngrădit aceste terenuri cu garduri de sârmă, fiind limitat accesul cetățenilor, a îngrădit cu sârmă pădurea ca să apere lumea de la Trebugeni din Mistreț. Atenție! Moldsilva a cheltuit 7 milioane de lei în urma repopulației pădurii Țigancă cu Mistreț și cu Fazan. Moldsilva cheltuiește 11,3 milioane lei venit din arendă și nu este inclus în componența bugetului de stat, utilizându-l la latitudinea asta. Așa scrie în acord. Comuniștii cu Vladimir Voronin în frunte au mers mai departe și au început a privatiza satele. Avem informații din teritoriu, confirmate oficial, cel puțin în 2 cazuri concrete, pe care ținem să vi le prezentăm și dumneavoastră, din care este foarte clar că Vladimir Voronin cu PCRM și-au extins area de privatizare masivă și în zona rurală. Iar adresele acestor privatizări masive sunt satele Vadului Isac și Colibaș din raionul Capului, unde Biotex.com a privatizat peste 400 de cote țărănești. Înmulțiți. Și o să vedeți care este terenurile, care sunt terenurile privatizate în acest raion.